În primăria Deva, chiar dacă lucrurile păreau să se fi potolit după alegerea unui nou viceprimar în persoana lui Ferdinand Pogocean de la UDMR, care l-a înlocuit pe Răzvan Mareș de la PSRO, a izbucnit un nou scandal. De această dată, tema discuției a fost cea legată de propunerea de proiect ce prevede efectuarea de angajări la poliția locală, iar cel care a ridicat această problemă a fost Răzvan Mareș. După doar câteva luni revenim cu angajarea în poliția locală. Spuneam și când am desființat posturile de polițiști locali că este o greșeală și considerăm și consider în continuare că a fost o mare greșeală să angajăm firme de pază care să facă treaba care putea să o facă poliția locală. Sunt convins că este doar începutul reangajărilor în poliția locală, dar să nu uităm, stimați colegi, că mulți dintre cei care au fost dați afară au fost de la începutul poliției locale, au fost polițiști locali cu vechi state de servicii și fără niciun argument al competenței, o parte din ei au dispărut. Este, nu știu, de noaptea minților. Să dăm acum câteva luni afară polițiști locali și acum să reangajăm alții. Nu știu dacă este posibil, știu că s-a și câștigat un proces și vreau să țineți cont și de acest lucru. În primă fază este adevărat, este recurs la Alba Iulia, dar să vă gândiți că acei polițiști există posibilitatea să câștige și recursul de la Alba Iulia și va trebui reangajați. Replica pentru fostul viceprimar al Devei a fost dată de actualul deținător al funcției. Da, domnul consilier Mareș nu înțelege problema că din poliția locală n-a fost restructurat absolut nimeni, au fost restructurați acei polițiști locali contractuali, deci cei care făceau pază la diferite instituții. Aceste două posturi care sunt scoase acum la concurs sunt posturile care rezultă în urma pensionării a două persoane din cadrul poliției locale. Și vorba de funcționari publici? Exact. Poliția locală, cei din poliția locală sunt funcționari publici. Și cei care au fost disponibilizați nu au fost funcționari publici? Da. Așa este. Câți oameni avem în poliția? În poliția locală actualmente avem, direcție. Da, avem 75 de polițiști locali. Aici includem și cele două locuri libere deocamdată. În cele din urmă, proiectul de hotărâre a fost aprobat. În cazul celor două posturi este vorba despre funcțiile publice de execuție de polițist local clasa 1 grad profesional superior și polițist local clasa 3 grad profesional superior. Pentru prima funcție, concursul va consta într-o probă scrisă și un interviu, iar pentru cel de-al doilea post va fi organizată o probă suplimentară sportivă eliminatorie. Primele vaporașe au pornit în cursele de agrement pe Bega programate de Ziua Timișoarei. Înainte de pornirea primei embarcațiuni, angajații serviciului s-au apucat să împodobească balustradele stației de la catedrală cu crenguțe de brad și panglici tricolore. De asemenea, au fost decorate cu flori și verdeață balustradele vaporașelor pentru a le conferi un aer festiv de sărbătoare. În dreptul stației, la umbră, cu un sfert de oră înainte ca primul vaporaș să plece în curs, erau câteva zeci de timișoreni, în marea lor majoritate pensionari și copii. Cu toții așteptau nerăbdători să se îmbarce și să pornească în prima plimbare, iar cu puțin înainte de ora 11, timișorenii au fost poftiți la bord. A, ce plăcut! Embarcațiunile circulă din 45 în 45 de minute pe canal între orele 11 și 21 în zilele de 3, 4 și 5 august. Călătorii nu plătesc bilet, iar îmbarcarea, respectiv debarcarea, se vor face exclusiv la pontonul de la catedrală. Traseele sunt Flora, podul Decebal, Băile Neptun și retur, respectiv Flora, podul Eroilor și retur. Vaporașele au primit și ultima autorizație necesară pentru efectuarea de curse în regim de transport public permanent pe canalul Bega. Însă acest lucru se va întâmpla numai după ce regia autonomă, administrația canalului navigabil Bega Timiș, va realiza și semnalizarea costieră. Vaporașele, 7 la număr, au fost achiziționate de primăria Timișoara în cadrul proiectului european, în urma căruia au fost reabilitate malurile canalului Bega. Embarcațiunile au costat aproximativ 2 milioane de euro, bani proveniți de la bugetul local. Pornirea transportului public pe apă la Timișoara
a întâmpinat o mulțime de probleme legate de legislație. În 1 august, Ministerul Transporturilor a emis autorizația de navigare pe canalul Bega. Premierul Viorica Dăncilă a anunțat în ședința de guvern de joi că angajații din sistemul public vor avea parte de încă o mini-vacanță în această vară. Astfel, guvernul acordă încă 2 zile libere angajaților de la stat, în preajma zilei de 15 august, când se sărbătorește Adormirea Maicii Domnului. Este vorba despre zilele de 16 și 17 august, astfel încât românii să poată pleca într-o mini-vacanță, în condițiile în care, după 17 august, urmează weekend. Astfel, bugetarii vor avea în total în acea săptămână 5 zile de vacanță. Cele 2 zile libere vor fi recuperate de bugetari, însă când rămâne la latitudinea fiecărei instituții. Muzeul Civilizației Dacice și Romane din Deva a organizat vernisajul expoziției intitulate Viața cotidiană în comunism, colecții și colecționari hunedoreni, Tineretul comunist. Evenimentul s-a desfășurat la sediul instituției din Palatul Magna Curia, iar cei prezenți au putut admira zeci de insigne sau medalii din epoca de aur. Expoziția s-a axat pe colecții de aur și insigne emise de organizațiile Tineretului Comunist, colecționate de membrii Asociației Colecționarilor Hobby Club Decebaldeva, însă au fost expuse și elemente de uniformă, publicații sau obiecte care au fost destinate stimulării tinerilor înregimentați în cele 3 organizații de masă în regimul comunist, Șoimii Patriei, UTC și Organizația Pionierilor. Este o expoziție de insigne, medalii și obiecte de echipament care au folosit membrilor organizațiilor Tineretului Comunist, care au fost Șoimii Patriei, Organizația Pionierilor și Uniunea Tineretului Muncitoresc, ulterior Uniunea Tineretului Comunist. Este cea de-a 12-a expoziție a muzeului în jumătate de an, ceea ce demonstrează că oamenii din muzeu, specialiștii noștri, au avut treabă și se ocupă tocmai de una din funcțiile muzeului principale, cea de expunere, de recreere și educație. Cum în 2018 sărbătorim anul centenarului de la un astfel de eveniment, nu puteau lipsi câteva referiri la ceea ce înseamnă acest lucru și la o comparație între cum se trăia atunci și cum merg lucrurile în prezent. Atunci când ne raportăm la centenar, nu ne putem raporta doar la 1918, ci la întreaga perioadă, la cei 100 de ani care au trecut de la Marea Unire. Ori perioada comunistă a ocupat cam 40% din acest 100 de ani care a trecut de la Marea Unire. Curatorul expoziției, Viorel Pap, a mai specificat și faptul că insignele aveau diferite semnificații. Unele erau insigne de apartenență, acordate în ceremonialul de primire în organizații, altele erau medalii ce reprezentau cele mai înalte distincții, ori insigne de apartenență la diferite cercuri organizate pe teme precum arte, sport, știință, dar și insigne aniversare sau de funcții ce indicau funcția deținută de purtător. Autoritățile sunt în alertă la Timișoara, mai ales că vremea ploioasă și inundațiile din ultimele zile favorizează răspândirea virusului West Nile, ce poate fi transmis printr-o banală mușcătură de țânțar. Potrivit reprezentanților Direcției de Sănătate Publică Timiș, au fost confirmate cazuri de infecție cu West Nile în mai multe țări din Uniunea Europeană, dar și în Serbia, în județele apropiate de granița cu România. La noi în țară au fost confirmate până la finele lunii trecute 5 cazuri de meningoencefalită cu acest tip de virus. Reprezentanții DSP atrag atenția că ploile, urmate de perioade de încălzire și inundații, nu fac altceva decât să complice lucrurile. Cea mai simplă metodă de prevenire a infecției este evitarea înțepăturilor de țânțar. Când se desfășoară activități în mediul extern, se recomandă utilizarea unui repelent pentru insecte. Chiar dacă ieșim afară pentru scurt timp, poate fi suficient pentru a fi înțepați de țânțari. Activitatea țânțarilor este mai intensă în zori și după apunerea soarelui. În aceste momente ale zilei este absolut necesară utilizarea unui repelent și purtarea hainelor lungi, care să acopere corpul într-o proporție cât mai mare. Substanțele pe bază de permetrin nu se aplică direct pe piele pentru evitarea
evitarea pătrunderii țânțarilor în casă, se recomandă montarea de plase speciale la ferestre. Țânțarii își depun ouăle în apă stătătoare. Putem limita înmulțirea țânțarilor, reducând locurile în care băltește apa în jurul caselor, blocurilor și din subsolurile blocurilor. În foarte puține cazuri s-a constatat o transmitere a virusului prin transfuzie de sânge, transplant de organe, alăptare sau chiar pe perioada sarcinii de la mamă la copil. Virusul nu poate fi transmis prin atingere. Virusul West Nile nu poate fi răspândit prin contact fizic obișnuit. De regulă, pacienții dezvoltă simptome după 3-14 zile de la contactarea virusului sau de la înțepăturea țânțarului. Frumusețile din Sălbăticia Banatului sunt surprinse rând pe rând de camerele video instalate în păduri de cei de la Asociația Wild Caraș Severin. Filmările au oferit de-a lungul timpului momente încântătoare, care au demonstrat că fauna codrilor seculari este încă bogată și viguroasă. Mistreți, urși, pisici sălbatice sau capre negre au devenit fără voia lor vedete și au bucurat sufletele internauților pe rețelele de socializare. Ultimele imagini ne înfățișează o căprioară zburdalnică și foarte zâmbitoare. Avem animale care fac o adevărată paradă în fața camerei, vroind parcă să ne ofere un mic răsfăț. Un căprior ia o mică gustare în fața camerei, având grijă să fie bine încadrat și să zâmbească la cameră, au notat cei de la Wild Caraș Severin.